Meditații la minut. Noi oamenii avem impresia că cearta este un indicator atunci când vine vorba de o relație care nu funcționează. Studiile de specialitate ne arată că cuplurile fericite se ceartă, doar că aceste cupluri știu cum să se certe. Cei patru factori care distrug foarte mult relația de cuplu și care cu o certitudine de 80% ne arată că dacă ei sunt prezenți, atunci relația se va încheia în termen de 5 ani, sunt următorii. Critica. Și critica apare atunci când am un comportament negativ la adresa partenerului meu, fără să fac diferența între el și comportament. Îi spun că este extrem de nesimțit, că niciodată nu mă ajută, fără să-i spun că de fapt aș avea nevoie de mai multă implicare din partea lui. Deci este foarte important dacă înlocuim critica cu exprimarea emoțiilor. Critica distruge toate relațiile noastre. Un alt comportament nesănătos este acela al mecanismelor de apărare. Cu toții încercăm să ne apărăm într-o anumită situație, însă acestea nu ne ajută. Cele mai frecvente comportamente de apărare pe care le folosim sunt negarea, nu e vorba despre mine, nu e problema mea, neasumarea responsabilității, eu am făcut tot ceea ce a ținut de mine, sau o serie de văicăreli și plângeri constante. Nu ne ajută aceste comportamente. Ceea ce ne ajută mult mai mult este să ne permitem să fim vulnerabili. Da, mă doare ceea ce se întâmplă, da, aș vrea ca de aici încolo lucrurile să fie puțin diferite. Al treilea factor care distruge relația este disprețul. Atunci când într-o manieră conștientă sau inconștientă am intenția de a insulta sau de a abuza partenerul. Știți la ce mă refer? La cele momente în care ne dăm ochii peste cap sau acele momente în care îi spunem da, da, sigur ai venit acasă mai devreme doar pentru că mă iubești. Nu ajută aceste strategii. Este mult mai important dacă reușim să apreciem comportamentul pozitiv pe care vrem să-l dezvoltăm la celălalt. Și al patrulea factor nesănătos este atunci când mă retrag din procesul de comunicare. Partenera îmi spune ceva, uite, aș vrea să te ocup puțin de copii în această seară și reacția mea este aha, Aceste comportamente nu fac altceva decât să creeze o distanță și mai mare între mine și partenera. Dacă simt că în acel moment nu am disponibilitatea de a vorbi, este mult mai important să iau un time-out, să-i spun, uite, aș vrea să vorbim mai degrabă mâine seară sau peste o jumătate de oră după ce m-am odihnit puțin. Pe data viitoare, la Meditații la Minut.